Face parte din categoria alimentelor sănătoase, iar prețul mic îi face pe român să-l cumpere, însă testele arată că nu este chiar sănătos. Este vorba despre o specie de pește cunoscută accesibilă ca preț, preferată pentru că nu are oase, pangasiusul. Peștele pangasius este o opțiune des întâlnită în cazul multor români, însă testele arată că nu merită nici de departe titulatura de pește sănătos. Puține lume știe de unde provine această specie. Prețul accesibil, faptul că nu are oase și nici miros pregnant sunt câteva dintre motivele pentru care românii caută acest pește, fără să știe de unde a fost adus. Specia hibrid provine în general din râul Mekong din Vietnam, o apă poluată din cauza deșeurilor rezultate de la multe fabrici din apropiere, pe care pangasiusul o curăță. Considerat un pește sanitar, pangasiusul este de fapt o încrucișare între mai multe specii de creat pentru a rezista într-un mediu poluat care mai mult se și hrănește cu aceste reziduri toxine bacterii. Am aflat că nu sunt recomandați peștii mai mari de 2 kg pentru că cei trecuți de această greutate conțin un procentaj ridicat de mercur și plumb acumulat din rezidurile lăsate din poluarea cu resturi de carburanți de la embarcațiunile motorizate. Peștele, chiar dacă este bogat în omega-3, trebuie ales cu grijă pentru că majoritatea provine din crescătorii stimulați cu hormon și antibiotic, explică șef Cristi Dobre, relatează Antena 3.ro.